Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Autoritățile din stânga Nistrului au comentat zvonurile despre mobilizarea bărbaților și desfășurarea unui referendum privind alipirea la Moldova, iar Ucraina își întărește frontiera pe segmentul transnistrean. Parlamentul European a anunțat când va examina oficial cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. După decizia autorităților de a compensa parțial acciza la motorine, agricultorii din Asociația Forța Fermierilor anunță că se gândesc să organizeze proteste. Incident în Parlament, un geam al clădirii a fost spart de către un bărbat ce riscă individul pentru fapta sa, vedeți la știri. Parlamentul European va examina săptămâna viitoare cererile de aderare ale Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al NATO. Cu această ocazie, președintele Maia Sandu a fost invitată să susțină un discurs în forul legislativ de la Strasbourg. Invitația în acest sens a fost deja acceptată de șeful statului, susține președintele Parlamentului European. Reprezentanții președinției ei n-au spus însă că o decizie finală încă nu a fost luată. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al NATO, Parlamentul European a salutat întotdeauna orice țară care consideră Europa casa sa. Noi am fost instituția care a salutat cererea din toate cele trei țări. Înțelegem dificultățile, provocările și amenințările la care se află acele țări. De fapt, am invitat-o pe președintele Maia Sandu să se adreseze Parlamentului European într-o viitoare sesiune plenară, iar ea a acceptat această invitație. De cealaltă parte, consilierul pe comunicare al Maiei Sandu, Sorina Ștefârță, ne-a spus că deocamdată șeful statului nu a luat o decizie finală, iar totul va depinde de evoluția situației din țară. Amintim că Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în data de 3 martie. Documentul a fost semnat de către șeful statului, președintele Parlamentului și prim-ministru. Ulterior, țara noastră a primit chestionarul Comisiei Europene, iar la 22 aprilie autoritățile au transmis prima parte a documentului de aderare completate și au anunțat că au primit cea de-a doua parte. Șeful statului a spus că integrarea țării noastre în Uniunea Europeană va oferi cetățenilor mai multe posibilități, mai multă siguranță, democrație și bunăstare. Nu există riscuri iminente pentru securitatea cetățenilor, în special pentru cei din dreapta Nistrului. Asigurările au fost date de președintele Maia Sandu la emisiunea Secretele Puterii de la Jurnal TV. Tot acolo ea a declarat că instituțiile statului monitorizează constant situația după incidentele din estul țării, despre care a reiterat că au fost provocate de forțe din interiorul regiunii transnistrene interesate de o destabilizare a lucrurilor. Din analizele noastre nu există un risc iminent, cel puțin pentru cetățenii de pe malul drept, și aici putem să afirmăm cu mai multă certitudine, pentru că aici instituțiile noastre au acces, aici instituțiile noastre pot asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor. Sper foarte mult că nici pe malul stâng nu vor exista aceste tentative care să pună în pericol viața cetățenilor noștri. Ucraina a spus că nu își dorește deschiderea unui nou front, pentru că este deja ocupată sau are de apărat foarte multe părți ale țării. În context, președintele Maia Sandu a declarat că dorește ca trupele ruse să se retragă din stânga Nistrului și a precizat că pledează în continuare pentru soluționarea pașnică a conflictului din regiune. Liderul de la Tiraspol s-a arătat deranjat după ce președintele a spus că ceea ce se întâmplă în regiune reprezintă o escaladare a tensiunilor. Vadim Krasnoselski a îndemnat-o pe Maia Sandu să nu vorbească despre ceea ce nu cunoaște, precizând că autorii atacului ar fi din Ucraina. Kievul susține însă că Rusia încearcă să destabilizeze situația din regiunea transnistreană, iar Kremlinul se arată îngrijorat și speră că Tiraspolul nu va fi atras în conflictul militar.
NATO examinează posibilitatea de sprijin și cooperare cu țările est-europene care nu sunt membre ale Alianței sau UE, în special Republica Moldova și Georgia. Despre acest lucru a anunțat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în timpul unei conferințe de presă. Potrivit oficialului, intervenția militară a Rusiei în Ucraina a arătat că NATO ar trebui să sprijine Republica Moldova și Georgia. Este vorba de sprijin practic și politic, a adăugat acesta. Totodată, demnitarul a declarat că NATO este pregătită să sprijine Ucraina pentru anii următori în războiul împotriva Rusiei, care ar putea să se prelungească luni sau chiar ani. Purtătorul de cuvânt al guvernului ne-a spus că nu a văzut declarația lui Stoltenberg, precizând că este un subiect complex și va reveni mai târziu cu un comentariu. Pe teritoriul Centrului de Radio și Televiziune din satul Maiac, raionul Grigoriopol, unde în data de 26 aprilie au fost înregistrate două deflagrații, au fost găsite noi dispozitive explozive. Despre aceasta a anunțat Comisia de Anchetă a regiunii transnistrene. La fața locului au fost descoperite 10 mine antitank și 2 kg de elemente de materiale de la obiectele explozive. Amintim că în urma deflagrațiilor, două antene radio au fost scoase din funcțiune. Potrivit miliției transnistrene, este vorba de un atac terorist, iar din grupul care l-a pus la cale fac parte 10 oameni. Cazul este cercetat într-un dosar penal deschis în stânga Nistrului, iar vinovații riscă până la 20 de ani de închisoare. Tensiunile în regiune au început la începutul săptămânii, când a fost atacat cu lansatoare de rachete, așa zisul Minister al Securității. A doua zi au fost distruse două antene de telecomunicații în satul Maiac. De asemenea, s-a anunțat și despre explozii la aerodromul militar din Tiraspol. Federația Rusă este îngrijorată de situația din regiunea transnistreană și califică incidentele din ultimele zile drept atentate teroriste și încercări de a implica Tiraspolul în evenimentele din Ucraina. Declarații în acest sens au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, într-o conferință de presă, scrie Interfax. Așteptăm o investigație amănunțită și obiectivă a tuturor circumstanțelor celor întâmplate. Condamnăm ferm încercările de a implica Tiraspolul în ceea ce se întâmplă în Ucraina, a spus Zaharova, care a mai precizat că Moscova urmărește cu atenție situația din regiune. În context, ea a menționat că Ministerul Rus de Externe cheamă Chișinăul și Tiraspolul la calm și revenirea la un dialog constructiv. Recent, consilierul prezidențial ucrainan Mihail Podoleac a declarat că Rusia vrea să destabilizeze regiunea transnistrană și sugerea că Republica Moldova ar trebui să aștepte oaspeți. Liderul de la Tiraspol a dezmințit informația potrivit căreia în regiunea transnistreană ieșirea bărbaților ar fi limitată și că ar fi fost anunțată mobilizare generală. De asemenea, Vadim Krasnoselski a negat că în regiune ar urma să aibă loc un referendum pentru unirea cu Moldova și a interzis survolarea dronelor în regiune. Reacțiile vin după ce în spațiul public au apărut mai multe știri la acest subiect. Provocatorii își permit să vorbească despre ceea ce se întâmplă în lume, inclusiv în Transnistria, vociferând fanteziile și presupunerile care nu au nimic de a face cu realitatea din regiune. În fluxul minciunilor absurde se spune că în Republica noastră bărbaților de vârstă militară li se interzice să părăsească țara și că s-ar fi anunțat mobilizarea generală. Declară oficial că nu au fost luate astfel de decizii. Toate sarcinile de protejare a ordinii publice și de asigurarea securității sunt îndeplinite de organele de drept din teritoriu, se menționează în postarea sa din Telegram. Ulterior, așa numitul minister al apărării din regiune a declarat că mobilizarea în rândurile pacificatorilor se face regulat din anul 1992. Și că informația despre acest proces a fost publicată încă în lunile ianuarie-februarie, chiar și în aprilie. De asemenea, Vadim Krasnoselski a negat că în regiune ar urma să aibă loc un referendum.
Miercuri, în rețelele de socializare s-a scris despre un ordin al liderului de la Tiraspol, potrivit căruia în stânga Nistrului ar urma să se desfășoare un plebiscit privind aderarea regiunii la Moldova. Îndemnurile de a părăsi țara, de a organiza proteste sau referendumuri sunt minciuni și provocări ale celor cărora le este indiferentă soarta poporului, a menționat Krasnoselski. Totodată, liderul de la Tiraspol a semnat un decret prin care interzice survolarea dronelor pe teritoriul regiunii transnistriene, fără acordul așa numitului Minister al Securității. Potrivit site-ului oficial de știri din regiune, măsura vine ca urmare a introducerii codului roșu de atac terorist instituit în regiune pentru 15 zile, după seria de explozii. Miercuri, focuri de armă s-ar fi produs în apropierea depozitului de muniții din satul Cobasna, iar așa zisul Minister de Interne de la Tiraspol a declarat că deasupra satului au fost observate mai multe drone. Bulgaria le recomandă cetățenilor săi aflați în Republica Moldova să părăsească țara noastră, iar cei care au planificat deplasări să le amâne. Alerta de călătorie emisă de Ministerul de Externe de la Sofia a fost publicată pe site-ul instituției. La câteva ore după anunț, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării de la Chișinău a venit cu o reacție. Anunțul difuzat de către centrul de criză al acestei țări face parte din protocolul de siguranță al Bulgariei ca urmare a înregistrării recente a incidentelor din regiunea transnistreană a țării noastre. Actualizarea avertismentelor de călătorie este o practică frecvent întâlnită, iar evaluarea oportunității atribuirii nivelurilor de alertă este stabilită în baza criteriilor naționale distincte. În lista de pe site-ul diplomației bulgare a țărilor europene cu cel mai înalt grad de alertă, lângă Republica Moldova, se mai află Ucraina și Belarus. Cu un nivel mai jos de alertă pentru bulgari este Federația Rusă, Georgia, Azerbaijan, Armenia și alte state. Potrivit ultimului recensământ realizat în 2014, în Republica Moldova locuiesc aproape 52.000 de cetățeni de etnie bulgară. Forțele ucrainene de apărare din regiunea Odessa au întărit controlul graniței cu Republica Moldova pe segmentul regiunii transnistrene după incidentele care au avut loc în ultimele zile în stânga Nistrului. Despre acest lucru a anunțat astăzi șeful administrației militare a regiunii Odessa, Sergei Bratciuc, pe contul său de Telegram. Totodată, spionajul ucrainean susține că Tiraspolul ar chema populația la exerciții militare pentru a-și completa contingentul forțelor armate pacificatoare. Informația a fost negată de liderul din stânga Nistrului. Măsura de securizare a frontierei Ucrainei pe segmentul transnistrean a fost luată pe fondul unei serii de explozii în autoproclamata Republică, a declarat joi Sergei Bratciuc, purtător de cuvânt al administrației militare regionale din Odessa, pe contul său de Telegram. Forțele de apărare continuă să îndeplinească sarcinile de luptă atribuite pentru protejarea și apărarea Odesei și a regiunii. În special a fost întărită protecția frontierei de stat cu așa numită Transnistrie, unde provocările rusești continuă pentru a crea anumite tensiuni pentru orașul și regiunea Odessa. Totodată, spionajul ucrainean susține că în regiunea transnistreană ar fi fost anunțată o mobilizare specială. Kievul a publicat un document semnat de așa numitul Minister al Apărării, care ar confirma informația. Potrivit acestuia, Tiraspolul ar chema populația la exerciții militare pentru a-și completa contingentul forțelor armate pacificatoare și ar viza bărbații de până la 55 de ani, apți să exercite serviciul militar. În pofida caracterului voluntar al participării la recrutare, există informații că acest lucru se va face forțat, mai spune spionajul ucrainean. Este de remarcat faptul că scrisoarea a fost semnată la 21 aprilie, adică înainte de începerea ultimelor provocări rusești pe teritoriul regiunii transnistrene, iar acest lucru amintește de evenimentele din așa numitele republici Donetsk și Lugansk. Se mai arată în documentul serviciilor secrete ale Ucrainei. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a negat informația potrivit căreia în stânga Nistrului ieșirea bărbaților din regiune ar fi limitate, dar și că ar fi fost anunțată mobilizarea generală.
Președinția neagă că o coloană de tehnică militară din România s-ar îndrepta spre Republica Moldova, așa cum se vede în imagini video distribuite de o publicație rusă și care au fost preluate de pe un canal de Telegram ucrainean. Președinția și guvernul susțin că informația este una falsă. Tot asta spune și Ministerul Român al Apărării. Instituția afirmă că vehiculele americane însoțite de autospeciale ale Poliției Militare a Armatei Române s-au deplasat către poligonul Babdag pentru executarea unor ședințe de tragere planificate. Ieri și România a anunțat că nu are militari în Republica Moldova pentru a participa la exerciții sau alte forme de instruire. Asta după ce pe canalul de Telegram Prednestroveț a scris cu referire la declarația analistului politic rus Sergei Markov că, sprijinită de NATO și cu participarea soldaților ucraineni, armata română intenționează să pună mâna pe așa numita Transnistrie, să supună susținătorii Rusiei unor represiuni politice, după care să acapareze Moldova. Chișinăul și Bucureștiul au spus că informația este un fals. Agricultorii din Asociația Forța Fermierilor se gândesc să organizeze proteste, o spune liderul organizației Alexandru Slusari, care afirmă că producătorii sunt nemulțumiți de decizia autorităților de a compensa parțial acciza la motorine și că le-a refuzat propunerea de a returna întregul cuantum al acestei taxe. Reprezentanții guvernului afirmă însă că ajutorul este suficient pentru a acoperi o parte din cheltuielile agricultorilor și că suma a fost calculată conform situației economice din țară. Membrii Asociației Forța Fermierilor menționează că din cauza majorării prețului la motorină cu mai mult de 9 lei, compensarea accizei cu 30% este neînsemnată în comparație cu cheltuielile pe care le au. În acest context, Asociația insistă asupra modificării regulamentului avizat de guvern și anunță că de săptămâna viitoare va începe consultări cu fermierii în privința organizării unor acțiuni de protest. Primul rând, în redacția actuală, regulamentul încalcă legea de offshorizare, care interzice subvenționarea companiilor care sunt ca au acționar, măcar un acționar, din zonele offshore. Conceptul nostru era următorul. Dacă excludem companiile offshore, adică agroholdinguri, care dețin mai mult de 4.000 de hectare, atunci era posibil cu mică suplinire a fondului să fie restituită toată suma. Potrivit acestora, agricultorii ar putea face față la criza generată de majorările de ultima perioadă, doar dacă guvernul ar returna fermierilor mici și mijlocii întregul cuantum al accizei. Dacă era conceptul nostru adoptat, atunci toată suma accizului, 2,52 lei de bani per litru, ar fi fost restituită la fermierii mici și mijlocii. Acei care au nevoie de bani și care într-adevăr necesită să fie sprijiniți, dar nu agroholdinguri care se descurcă și așa bine fără sprijinul statului. Președintele asociației a mai spus că încă nu cunoaște când anume și în ce mod vor protesta agricultorii. Avem experiență de organiza proteste, dar urmează să ne consultăm cu fermierii în teritoriu. Purtătorul de cuvânt al guvernului afirmă că înainte de aprobarea regulamentului de distribuire a ajutorului au fost consultate mai multe grupuri de fermieri din țară, iar suma oferită a fost stabilită în baza situației economice. Acum, declarația este cumva regretabilă pentru că zero compensare este nimic. Ori totuși 30% din costul motorinei este o compensare destul de substanțială, reieșind din contextul economic. Regulamentul de distribuire a ajutorului financiar prevede alocarea din bugetul statului a 200 milioane de lei pentru acordarea compensației parțiale. În contextul scumpirii
pandemiei galopante a importurilor, în special a motorinii, atât în plan internațional, regional, cât și național, Ministerul Agriculturii a consultat cu toate părțile interesate intervențiile ce urmează a fi întreprinse în acest scop pentru a susține producătorii agricoli. Acciza la motorină va fi compensată în mărime de 30% din conta stabilită pentru anul 2022. Anul acesta, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural constituie 1,75 miliarde de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a majorat din nou prețul carburanților. Astăzi benzina este mai scumpă cu 5 bani față de ieri, iar motorina cu 13 bani. Unii șoferi ne-au spus că majorările pentru combustibil îi bat la buzunar și că acum achită săptămânal de 5 ori mai mult decât anterior. Scumpirile îi afectează și pe fermieri, spune liderul Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, care nu exclude revolte. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat pe site prețurile plafon la combustibil pentru ziua de joi. Prin urmare, benzina costă la pompă 27 de lei și 22 de bani, cu 5 bani mai mult, iar un litru de motorină costă 27 de lei și 9 bani, în creștere cu 17 bani. Mai mulți șoferi veniți să-și facă plinul la o stație Peco ne-au spus că scumpirile carburanților îi afectează serios. E greu, tare greu. Situația e agravată. Ne bate la buzunar, toți. Păi înainte cheltuiam 1000 de lei pe săptămână, dar mâine cheltui 5. Păi salariile sunt mici, cum putem să trăim așa? Ce? Că scump, s-a scumpit, nu? Și de te-aș bat și la buzunar. O 30% mai mult plătim lunar pentru motorină. Expertul economic Viorel Gârbu susține că prețul la combustibil crește ca urmare a evoluției pe plan internațional, fiind legat direct de cotațiile petrolului și situația geopolitică. Cotațiile petrolului depinde de situația, dacă vreți, geopolitică, în economia mondială. Iar această situație este, în primul rând, influențată de război dintre Ucraina și Federația Rusă și acelor interdicții, embargouri care au fost impuse Federației Ruse. Acest lucru înseamnă că mulți producători de derivate din petrol nu mai importă petrol din Federația Rusă. Și acest lucru duce la creșterea cotațiilor petrolului. Noi importăm multă benzină, majoritatea benzinei vine de România și motorina tot vine de România. În cazul în care se creează dezechilibri pe piața petrolului, aceste dezechilibri vor fi înregistrate inclusiv și în prețul motorinei și benzinei, care importăm noi deja, nu contează de unde. Andrei a explicat majorările prin creșterea cotațiilor la bursele internaționale, dar și prin faptul că prețurile la produsele petroliere sunt puternic afectate de situația din Ucraina. De la începutul anului până în prezent, prețul motorinei a crescut cu 9 lei și 36 de bani. În 3 ianuarie acesta fiind de 17 lei și 73 de bani. Iar benzina s-a scumpit cu aproape 6 lei, tot în 3 ianuarie aceasta fiind vândută cu maximum 21 de lei și 30 de bani. Anterior, premierul Natalia Gavrilița, comentând scumpirea carburanților, a declarat că principala soluție pe care o iau în calcul autoritățile în acest caz este creșterea pensiilor și salariilor. Un bărbat din raionul Florești a fost reținut pentru 72 de ore de poliție după ce ar fi spart un geam al Parlamentului. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, când acesta s-ar fi apropiat de clădirea legislativului și ar fi lovit fereastra cu un ciocan. Poliția a fost sesizată în această dimineață în jurul orei 9 și 20 de minute prin intermediul serviciului 112, precum că pe bulevardul Ștefan cel Mare, în fața Parlamentului, un bărbat agresiv. Acesta s-a apropiat de clădire, a scos ciocanul și a lovit în geam fără a comunica nimic ori a striga careva cuvinte. El este cercetat penal pentru huliganism, ceea ce înseamnă că riscă până la 3 ani de închisoare și amendă de până la 52.000 de lei. Potrivit Serviciului de Comunicare al Parlamentului, prejudiciul cauzat instituției este de circa 4.000 de lei. Reprezentanții instituției au precizat că a fost spart geamul de la intrarea centrală în legislativ și că sticla nu a fost schimbată încă. Potrivit poliției, bărbatul ar fi recurs la acest gest fiind nemulțumit de actuala conducere a țării și de tot ce se întâmplă în Moldova.
Amintim că la mijlocul lunii iulie un alt bărbat a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a spart cu o piatră de pavaj geamul de la clădirea guvernului. Acesta și-a explicat gestul prin faptul că oamenii legii nu vor să-l trimite la pușcărie. Iar în anul 2020, la un protest al veteranilor conflictului de pe Nistru, nemulțumiți de indemnizațiile mici, un activist a deteriorat ușa executivului cu un buzdugan. În ambele cazuri, bărbații au fost imobilizați imediat de forțele de ordine. Un bărbat din satul Sadâc, raionul Cantemir, este acuzat că ar fi violat-o pe fiica concubinei sale. Astfel, în urma inițierii cauzei penale, autoritățile locale au hotărât ca băiețelul pe care cuplul îl are în comun și fiica femeii să fie luați din familie și plasați într-un centru de plasament, iar ulterior într-o casă de copii de tip familial. Mama, care suferă de probleme locomotorii, susține că îi se interzice să-și vadă odraslele. Bărbatul, la rândul său, neagă toate acuzațiile care îi se aduc și spune că este pregătit să lupte până la capăt pentru a-și demonstra nevinovăția. Întreaga poveste o aflați vineri la emisiunea Oameni pentru Oameni la ora 18:30 la postul nostru de televiziune. Această femeie povestește că acum 3 ani fostul primar a contactat-o telefonic, spunându-i că fiica sa se află în centrul satului pe jumătate dezbrăcată. Vine și ieți fata că e la primărie până la jumătate în chiloțări. Mama spune că fiica sa de multe ori dispărea de acasă. Potrivit autorităților locale, femeia și concubinul ei obișnuiau să consume deseori alcool. Așa ne-a scos pe noi în public, nu-i bine. Într-un final, bărbatul s-a pomenit cu un dosar penal. El este acuzat că ar fi violat-o pe fiica concubinei sale. Acolo e, nu știu de unde și până unde, că eu încerc că ne-am dat să vedeți. Eu sunt rămân nimic. Cum așa? Autoritățile locale au hotărât totuși ca băiețelul și fetița să fie luați din familie. De atunci, părinții nu își pot găsi liniștea. Aceștia își vor copiii înapoi și sunt pregătiți să lupte până la capăt. Ce întunecă și mai mult această poveste tristă, aflați din emisiune. Săptămâna trecută ați văzut ce ajutor a primit o mamă din raionul Sângerei, diagnosticată cu epilepsie, care își crește de una singură copiii după ce tatăl acestora i-ar fi alungat de acasă. Bărbatul obișnuia să consume alcool în exces, iar a doua zi după botezul fiicei lor, i-ar fi spus soției sale că are o nouă iubită. Eu nu vreau să mai trăiesc cu tine, poți să iei copiii și te duci. El nu poate să trăiască fără dânsa. Bărbatul și-a refăcut viața cu femeia respectivă, care avea deja 2 copii, iar mai târziu au adus pe lume alți 4. Între timp, pe feciorul și fiica din prima căsnicie, tatăl nu-i ajută și nici nu ține vreo legătură cu ei. Sunt măgrăinit, eu singur n-am bine că lucrez prin sat cu 100 lei, cu 50 lei, dar înțelegeți că am amuianul la moment de față, am 6. Înduioșată de povestea de viață acestei mame cu 2 copii, echipa emisiunii a hotărât să le vină în ajutor. De multă vreme, Violeta a visat la o mașină de spălat semi-automată, de aceea noi i-am adus-o în dar. De acum să o am pe a noastră și n-a să mă duc la prietena mea să spăl. Marele a fost bucuria când au primit în dar și un cuptor cu microunde. În alte părți am văzut, dar niciodată n-am avut de asta și n-am folosit de asta. Și pentru copilași avem câte un cadou, un minge și un set de brățare. Și Valentina, cea care s-a adresat la echipa noastră pentru ca istoria Violetei să fie auzită de o țară întreagă, a ținut să-i mulțumească proiectului nostru pentru sprijinul oferit acestei mame și copiilor săi. Umăresc, da, vineri, seara vine Violeta la mine, privim emisiunea împreună. Toată bucuria e în faptul că dumneavoastră ați ușurat situația Violetei. Respect acestei emisiuni. Prin intermediul proiectului social Oameni pentru Oameni, echipa emisiunii reușește să găsească cele mai optime soluții la problemele care îi macină pe eroi și îi ajută să creadă într-un viitor mai bun.
O grupare infracțională specializată în comercializarea drogurilor de diferite tipuri a fost destructurată de către polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord și Procuratura Raionului Briceni. Oamenii legii au documentat activitatea ilegală a grupării timp de jumătate de an, iar în rezultat au fost reținuți doi membri ai acesteia în vârstă de 20 și respectiv 25 de ani și ridicate droguri în valoare de peste 2,5 milioane de lei. Pe fapt a fost inițiată o cauză penală, iar suspecții au primit mandate de arest pe un termen de 30 de zile. Totodată, la domiciliile și în automobilele figuranților au fost efectuate percheziții, de unde au fost ridicate mijloace bănești, substanțe narcotice asemănătoare cu drogurile de tip PVP, MDMA, marihuana, precum și cocaină în cantități deosebit de mari, estimate la 500 de mii de lei. Statele Unite ale Americii și Republica Moldova au semnat azi memorandumul de înțelegere privind inițierea procedurii de vânzare a fostului stadion Republican pentru ridicarea pe acel loc a unui nou sediu al ambasadei SUA la Chișinău. Pe lângă acesta, potrivit unei note a diplomației americane, pe teren va fi creat un parc public și vor fi restaurate porțile emblematice ale stadionului. Cu votul deputaților PAS, Parlamentul a aprobat în primă lectură memorandumul dintre Republica Moldova și Guvernul SUA, care stabilește detaliile de vânzare a fostului stadion Republican. Toate localitățile din raionul Orhei vor fi reamenajate integral până în anul 2027, ceea ce înseamnă în jur de 14 pe an. Asigurările au fost date de echipa lui Ilan Șor. Acțiunile se conțin în strategia de dezvoltare a raionului Orhei pentru anii 2022-2027, intitulată Raionul Orhei, Raion de Vis, și care a fost prezentată astăzi. La eveniment au participat și locuitori ai raionului. Cu intrări în localități frumos amenajate, străzi și instituții publice reparate, dar și locuri de agrement. Cel puțin așa arată strategia de dezvoltare durabilă a raionului Orhei, prezentată într-un filmuleț video de către autoritățile locale. Potrivit echipei lui Ilan Șor din administrația locală, implementarea programului Raionul Orhei, Raion de Vis, reprezintă un moment istoric și o premieră pentru Moldova, care are un scop precis. Главная задача этого проекта является сделать так. Scopul acestui proiect este să-i convingem pe cei plecați să revină acasă, să le fie confortabil și plăcut. Vom face acolo reparație capitală, care va presupune reparația drumurilor, amenajarea unui mic scoar, parc, vor fi reparate instituțiile de învățământ și restabilită infrastructura distrusă. Ne propunem ca toate cele 74 de sate din raionul Orhei să beneficieze de asistență gradual în fiecare an. Pentru anul 2022 au fost identificate 13 primării, respectiv până în 27, în fiecare an vom face investiții în jur de 14 sate. Cât timp unii spun că nu este posibil de făcut ceva pentru oameni din cauza pandemiei, din cauza conflictului armat în Ucraina, din cauza nu știu ce, noi continuăm să luăm angajamente și responsabilitate foarte serioasă pe 5 ani. Unii dintre locuitorii acestor sate, cărora li s-a prezentat planul de dezvoltare, ne-au spus că își doresc să-l vadă implementat. Vrea doarme până în 27 să fie ca cum nu a fost așa timp 30 de ani ca cum s-a făcut în timp de 5-6 ani. Iluminarea stradală în sat, drumurile s-au reparat. Primăria noastră când s-a arătat, mi-mi părea că chiar sunt într-un vis. Să deie Domnul să realizeze tot ceea ce s-a arătat. 100% am încredere cum ni s-a promis, tot așa și s-a făcut. Noi suntem în lista aceea care e localitatea noastră, Dumnezeu ne-a spus, vă zic că foarte corect din punct de vedere economic, social, infrastructură care se prevede
cu mare plăcere aș vrea să ajung atunci să văd. Potrivit autorităților raionale, în ultimii ani au fost iluminate integral aproape toate cele 74 de localități și au fost construite terenuri de joacă în satele și comunele raionului Orhei, dar și drumul Suslen-Jora de Mijloc de aproape 10 km. Tema maidanezilor din Chișinău a fost dezbătută din nou la ședința Consiliului Municipal. Consilierul Platformei Demnitate și Adevăr, Ruslan Verbițchi, a prezentat rezultatele activității Comisiei Special create pentru rezolvarea acestei probleme și a propus înființarea unui centru destinat patrupezilor la necropola din oraș. Proiectul a fost votat în ciuda faptului că activiștii civici pentru drepturile animalelor s-au opus. Potrivit lui Ruslan Verbițchi, crearea unei întreprinderi municipale specializate, un centru amenajat pe teritoriul necropolii, va contribui la creșterea eficienței rezolvării problemei animalelor fără adăpost. Este necesară crearea unei întreprinderi municipale separate care se va ocupa de animalele fără adăpost, nu doar de câini, ci și de toate animalele, iar apărătorii drepturilor animalelor care vor să se implice pot veni la această întreprindere municipală. Potrivit proiectului, verificarea activității noului centru ar trebui făcută de către Serviciul Municipal, care va include reprezentanți ai întreprinderii Autosalubritate, Serviciului Public de Gospodărie Comunală, Management și Finanțe. După cum a menționat Verbițchi, acest lucru va reduce costul rezolvării problemei animalelor fără stăpân. Municipalitatea cheltuie 13 milioane de lei pe an pe problema câinilor fără adăpost. Cred că această întreprindere va cheltui cu mult mai puțin. Între timp, activiștii pentru drepturile animalelor s-au pronunțat împotriva creării unei astfel de centru, despre care spun că nu va rezolva problema și propune extinderea departamentului municipal deja existent pentru protecția animalelor. Noua întreprindere nu va rezolva problema, va fi la fel ca acum. Ideea noastră nu necesită investiții, trebuie doar să dăm oameni departamentului care se va ocupa direct de aceste probleme. La rândul său, consilierul municipal din partea partidului Șor, Valerii Climenco, consideră că este necesară sprijinirea activităților azilului de câini, AOVA, drept una dintre opțiunile de rezolvare a problemei mai danezilor. El a atras atenția asupra faptului că personalul azilului care lucrează pe bază de voluntariat își dovedește eficacitatea de câțiva ani, făcând de fapt munca serviciilor municipale. Am găsit deja un lot, acum îl vom aproba. Îi transmitem Direcției Generale Locativ Comunale, astfel încât ei să proiecteze locația. Iau această chestiune sub control personal. Fac asta pentru a duce acest proiect până la capăt. Consiliul Municipal Chișinău a aprobat cu majoritatea de voturi proiectul propus de Ruslan Verbițchi de crearea unui nou centru specializat. În viitorul apropiat va fi calculat bugetul acestuia, elaborate regulamente de muncă și personal, precum și vor fi evaluate costurile reconstrucției teritoriului și achiziționarea echipamentului necesar. Formația Zdob și Zdub și frații Advahov au prezentat varianta finală a piesei Trenulețul, pe care o vor interpreta la Eurovision Song Contest. Artiștii spun că sunt încrezători în forțele proprii și pregătesc mai multe surprize, fără a deschide paranteze din culisele show-ului. În alt context, muzicienii afirmă că își fac griji pentru situația din lume, dar rămân optimiști și susțin că promovează pacea prin artă. Atât Zdubii cât și frații Advahov se arată optimiști cu o zi înainte de a pleca în Torino, Italia, acolo unde va avea loc cea de-a 66-a ediție a concursului internațional, la care speră să impresioneze publicul. Ca niciodată avem o șansă să ajungem în primele locuri ale Eurovizionului. Noi suntem câștigători întotdeauna. A fost și la Kiev, Düsseldorf. Pentru noi, concursul Eurovision, da, e un concurs de bucurie, de prietenie, adică e un festival de pace. Artiștii spun că sunt îngrijorați de evenimentele cauzate de război și că susțin pacea așa cum știu ei cel mai bine, prin artă. Noi, artiștii, oamenii de artă, suntem îngrijorați de ce se întâmplă în lume, în Ucraina și în Rusia și peste tot. Muzica și mesajul nostru din cântic este nu să dezbine lumea, dar să îi împreuneze.
Într-adevăr, ne-a debusulat un pic situația și evenimentele care se petrec, dar noi ne-am încărcat cu energie bună, ne-am încărcat cu energie pozitivă, urcăm în trenuleț și pornim la Eurovision. Cea de-a 66-a ediție a concursului internațional Eurovision Song Contest 2022 se va desfășura în perioada 10-14 mai în orașul Torino din Italia. Reprezentanții Republicii Moldova vor evolua în prima semifinală pe 10 mai, alături de alte 17 țări, printre care și Ucraina, considerată de mai mulți bookmakeri ca fiind favorita concursului. Marea finală va avea loc pe 14 mai. Republica Moldova participă la Eurovision începând cu 2005. În acel an, țara noastră a fost reprezentantă tot de formația Zdob și Zdub cu piesa Bunica Bate Doba, clasându-se atunci pe locul 6. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Dorina Gârganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi vouă. La revedere!